În ultimele 24 de ore, cel mai accesat material de pe site-ul jurnaldereghin.ro a fost știrea despre spectacolul caritabil din cadrul proiectului Pe tărâmul poveștilor, pregătit de elevii voluntari ai Liceului Tehnologic Lucian Blaga pentru copilașii de la grădinițele din oraș. Pe locul secund în topul vizionărilor a fost știrea despre mesajul de bucurie al elevilor școlii gimnaziale Florea Bogdan, unde anul acesta, prin proiectul Fulgi de Nea demarat de primăria și Consiliul Local, au fost împărțite în total 567 de pachete, iar pe locul 3 în clasamentul accesărilor este știrea despre concertul de colinde Bucuria Nașterii Mântuitoare, ce a avut loc joi 10 decembrie la Casa de Cultură George Enescu din Reghin. Pe pagina de Facebook Da Reghin TV, cea mai accesată postare a fost materialul despre spectacolul pentru copilașii de grădinițe, pregătit de voluntarii Liceului Tehnologic Lucian Blaga din Reghin. Pe locul secund în topul vizionărilor a fost știrea despre pachetele de sărbători distribuite elevilor școlii gimnaziale Florea Bogdan prin proiectul Fulgi de Nea, iar pe locul 3 în clasamentul accesărilor este știrea despre concertul de colinde Bucuria Nașterii Mântuitoare al corurilor parohiilor ortodoxe din Reghin, Liceului Tehnologic Lucian Blaga și Casei de Cultură din Toplița, alături de invitații Ilie și Giulia Medrea din Sibiu. Detalii aflați accesând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook Da Reghin TV.